emoționează că v-am rechemat la școală așa și uite, iată-ne într-o bancă unei clase aranjate și înfrumusețate și da, un iată, pic, mobilată. Un pic sunt emoționat, cu toate că relația mea cu școala este destul de strânsă. Perpetuă, sunteți prezent în tot ce... Aproximativ. Da. Cel puțin o dată pe lună mă aud cu doamna directoare și punem la punct. Faceți treabă. Există un sentiment de bucurie că v-ați intersectat privind această relație pe care deja o aveți cu Bookland? Da, m-am bucurat. Am auzit de acest proiect de la doamna profesoară Preda Florentina și m-am bucurat, pentru că în condițiile actuale în care materialele de construcție le-au luat o razna cu prețurile, să primești o mână de ajutor e ca o gură de aer. Da. Și avem două săli de clasă. Două săli de clasă, da, și exteriorul grădiniței, care acum pot să spun că arată cum mi-aș dori. Arată foarte frumos. Arată foarte, foarte bine. Ne-a plăcut foarte tare. Am încercat noi, dar să-i schimbăm un pic fațada, dar ne-am lovit de lipsa banilor. Din ce cunoașteți? Tot pe bază de cifre? Se pleacă? Se mai întorc în localitate? Se pleacă. Așteptăm acum urma recensământului să vedem cum stăm. Dar se pleacă. Cel puțin din satul Pietrosu apare o depopulare. Deci dacă pleacă unul din familie, pleacă și al doilea, încet și au și copii. Și copiii, da. Dar în ultimul timp am văzut că la primărie au venit tot mai mulți tineri care au născut în străinătate și au venit să-și facă acte pentru copii. Pentru copii și ar dori să rămână în comună. Ceea ce m-ar bucura. Da. Suntem o localitate, o comună foarte aproape de municipiul Buzău și... Simțit chiar din prima clipă să vă implicați în relație. Bineînțeles. Am vrut să dau, am pus poate chiar pe primul loc educația și școala. Ați înțeles repede. Da, vreau să ajut foarte mult. Că de acolo pleacă. Vreau să am tineretul aproape, să văd ideile lor și să vedem. Un mesaj pentru copii, pentru generație, pentru Bookland, pentru oricine doriți dumneavoastră, dacă aveți, îl puteți face. Să vină la, cel puțin la mine în comună, să vină cu plăcere la școală, avem profesori care sunt implicați și să încerce pe cât posibil să învețe, să putem să reconstruim ce a fost odată România. Iar pentru Bookland? Pentru Bookland nu ai mulțumiri, mii de mulțumiri. Salutare, bună ziua, bună ziua, Săruna, Vasile Calofir. Sava Mihaela, îmi pare bine că ați venit la școala noastră. Școala cu clasele 1-8? Școala gimnazială, clasa pregătitoare 8, Costești. Costești. Costești, de unde vine numele de Costești? Costești? De la coastă. De știți la că coastă. E vorba lui Moș Crăciun, zice, avea doi reni, unul pe unul îl chema Cornel și pe unul Costel. Unul n-avea un corn, Cornel. Și unul avea o coastă, Costel. Da. Eu am citit așa, majoritatea localităților din comună au denumirea de la, mă rog, moșiile pe care le aveau cândva. Boierii, mă rog, așa, și au imprimat identitatea. Da. Da. Pietrosu, Costești. Uh-huh. Lumină, curățenie, decență, culoare, de ce nu, două clase. Atât s-a putut momentan, dar sunt convinsă că o să continuăm colaborarea și la vara e o promisiune? Devine o promisiune. 100%, dar nu se pune problemă. Ne-am depășit obiectivul inițial, pentru că noi în prima fază ne-am dorit doar grădinița de la Pietrosu. Deci doar grădinița de la Pietrosu ne-au aprobat în prima fază, numai că eu am insistat atât de tare că vreau măcar două săli de clasă de aici. Și am fost irezistibile. Să facem o enumerare în tandem. Haideți să reluăm așa, pe repede înainte, toate elementele care s-au livrat și care s-au implementat și care, iată... Aici, la școala gimnazială Costești. Da. Birourile. Mobilier, scaune. Da. Scaune. Calorifere. Calorifere. Jaluzele. Neoane. Da. Zugrăveală. Zugrăveală. Var. Copiii erau aici, nu i-a adus Bookland-ul. Nu, glumesc. Da. Copiii aveam aici și ne-am dorit să le creăm și lor condiții mai... Și mai e ceva, ca să nu scăpăm, pentru că noi avem un buclă permanent așa în creier care nu ne lasă și nu ne lasă. Mai avem niște vase de toaletă, niște oglinzi. O să le vizităm și pe astea. Grupuri sanitare. Sperăm că vor fi copiii mult mai atenți la noile grupuri sanitare.
Deja relația noastră Bookland, școala din Costeș, nu e neapărat consistentă, adică nu e bazată pe consistență, dar e o relație care poate continua. Ne dorim foarte mult să continuăm relația. Chiar ne dorim foarte mult. Cum sunt copiii de aici din comunitate? Copiii sunt în regulă. Da? Da, da. Orice e mult bine. Real. Sunt reali, pe cuvânt. Potențial are. Iar noi încercăm să folosim la maxim potențialul fiecăruia și din cauza să ne-am și străduit să le oferim și lor condiții mai decente, pentru că știți cum e, copiii din ziua de azi sunt și într-o continuă schimbare. Un mesaj pentru comunitate, pentru că e nevoie de orice gest, orice intenție venită către școală e binevenită. Un mesaj pentru comunitate, nu neapărat pentru părinți, pentru oamenii care vor să se implice, pentru exact, ne-am Sabina. Dorit cât mai mulți oameni din comunitate să vină alături de noi și suntem foarte încântate că primăria a înțeles necesitatea asta a noastră, nevoia asta și ne-au ajutat la maxim. Sincer, cred că ne-a ajutat mai mult decât am sperat. Da. Asta e minunat și e real lucrul ăsta, nu e că vorbim despre primărie, că... Deci ne-a ajutat mai mult decât am sperat. Clar că nu aveam nicio șansă de reușită dacă deși nu erau alături de noi. De asemenea, mulțumim. Am avut surpriza plăcută a unor voluntari, de exemplu, domnul instalator a lucrat ca și voluntar și de asemenea restaurantul din Spătaru ne-a ajutat. Cu o mâncare, cu apă, cu o cafea, cu pentru ce s-a putut? Pentru oaspe ținut, știi, ca să spun așa. Didactic a fost super înțelegător și au stat și peste program și au venit și mai devreme și nu, ne-am mobilizat în speranță, deci toată mobilizarea asta, că la un moment dat am zis că nu o să reușim, dar ne-am mobilizat maxim în speranța că o să câștigăm încrederea dumneavoastră și putem continua programul. Încrederea e câștigată, pentru că am venit la fața locului și s-a văzut. Un mesaj către tânăra generație care se pregătește să intre în viață, ce ar trebui să... Ce ar trebui să vină ei înspre aceste semne care, iată, apar în societate? Noi ne-am străduit. Metode, tehnologie, spații modernizate, relațiile cu noi sunt deschise, simți și noastră că nu există tensiune. Deci să vină la discuții, la îndrumări, la sfaturi. Da, ne dorim doar să ne asculte, să se implice. Pentru ei să vină cu propuneri pentru activități extrașcolare, exact. Școala altfel și așa mai departe. Ei își dezvoltă competențele pentru ei. Cu ajutorul nostru, da. Și atunci ne dorim să-și atingă scopul, să ajungă, nu știu, fiecare absolvent de clasa 8, exact, să ajungă acolo unde dorește, să aibă un viitor frumos și să-și aducă aminte de unde au plecat, că și noi am contribuit. Un mesaj pentru Bookland, sincer. Un mesaj sincer, mulțumim enorm de mult. Nu ne așteptam că o să iasă atât de bine, că o să funcționeze atât de bine această colaborare și vă așteptăm în continuare. Un mesaj la fel de sincer pentru sponsori, care sunt parteneri noștri de încredere. Sponsorii au fost extraordinari, am primit lucruri și materiale de foarte bună calitate care ne-au ajutat să aducem la îndeplinire proiectul nostru.